Bine ați venit, dragi doamne și domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia pești. Pentru dumneavoastră, etalarea lunii februarie va fi realizată în cărți oracol și de tarot. Vom vedea atât mesaje individuale, dar și planurile iubirii, planul profesiei, al finanțelor și al sănătății. Așadar, vă invit pentru aproximativ 20 de minute să primiți aceste informații. Eu am să aprind o lumânare, dragii mei, ca de obicei, pentru sănătatea noastră a tuturor, pentru împlinirea dorințelor și pentru rezolvarea problemelor, da? Găsirea soluțiilor, cum spuneam, împăcări, vindecări și ca ceea ce vă propuneți voi să reușească să se concretizeze, să devină realitate. Hai să începem cu primele mesaje. Aș vrea să văd binecuvântarea zodiei pești. Dragi doamne și dragi domni, avem acest oracol și ca binecuvântare, iată, vorbim de o comunicare deosebită. Deci voi prin comunicare veți reuși foarte, foarte multe. Veți avea succes. Comunicarea poate fi scrisă, poate fi verbală. Comunicarea de adevărat că este însoțită de tonul vocii, de atitudinea voastră, de aspect, de absolut tot ce este necesar. Sper să țineți cont de puterea comunicării și să vă conectați, da, cu cei cu care doriți să aveți această comunicare, să fie o conectare autentică. Aș vrea să văd în continuare și din următorul pachet de oracol ce mesaj primesc cei din zodia pești. Numărul 15, care poate să se refere la fie la 15 februarie, fie la zilele de 1, 5, 6 februarie, fie să se refere la o persoană de 51 de ani, da? Sau la ora 15, ori la un interval orar între 1 și 5, se referă la o confuzie năucitoare și din câte văd eu aici, voi încercați să mențineți în echilibru câteva idei fixe sau situații care la prima vedere nu se pot schimba. Pare că aveți o povară aici. E important să iertați, e important să vă relaxați, e important să eliberați ceea ce știți că nu puteți controla, tocmai ca să mai reduceți din această confuzie, așa cum e numită năucitoare. Confuzia, în general, vine din incertitudini, dar sunt lucruri care nu pot fi controlate de noi și atunci e mai bine să nu ne lăsăm pradă acelor întrebări, da, năucitoare. Haideți să vedem, dragii mei, ce mai spun cărțile. Văd un mesaj care se referă, să știți, și la o mantră. Puteți să o repetați după mine sau doar să ascultați conținutul. Merit tot ce este mai bun și accept tot ce este mai bun acum. Deci meritați, dragii mei, ce este mai bun, dar acum, în acest moment, cum se spune. Și mai am de asemenea o mantră pe verso, tot așa, vă invit să repetați după mine sau doar să ascultați cu atenție. Sunt înzestrată mental și emoțional, să mă bucur de o viață prosperă și plină de iubire. A merita tot binele este un drept din naștere, îmi revendic acest drept. Și într-adevăr, dragii mei, să ne amintim faptul că aveți în a treia decadă a lunii februarie 2024, aveți ziua de naștere. Prin urmare, vă doresc la mulți ani tuturor sărbătoriților din februarie, din zodia pești, să soarele să intre, cum se spune, în zodia pești cu multe bucurii, cu sănătate, cu împlinirea tuturor dezideratelor dumneavoastră. Mergem în continuare să vedem ce alte mesaje mai puteți primi. Și avem, dragii mei, foarte interesant, au mai fost trei zodii, parcă au primit aceeași carte. Nodul Nord vorbește de scopul în viața noastră, de menirea noastră divină. Și spune această carte, ieși din zona ta de confort. S-ar putea să nu vă fie ușor să faceți niște schimbări, dar sunt foarte necesare.
și ele vă aduc o stare mai bună, vă aduc o situație mult mai clară și sunteți mult mai câștigați dacă ieșiți dintr-o stare de confort, dintr-o stare de comoditate și spuneți da transformării și schimbării, modificării unor aspecte din viața dumneavoastră. Mergem cu următorul mesaj și următorul pachet și aici este cineva din zodia Pești. Sunteți voi, dragii mei, este un mesaj de la sinele vostru autentic, da? Sau pot fi persoane din zodia Pești cu care voi interacționați, să vă onorați sentimentele, să vă onorați emoțiile, atât ceea ce simțiți voi pentru o persoană, pentru voi înșivă, dar și ceea ce simte cineva care este conectat, conectată cu dumneavoastră, să-i onorați acele emoții, acele sentimente. Foarte frumoase mesaje! Hai să vedem, dragii mei, acest plan amoros, planul afectiv, emoțional și relațional, cum este aspectat. Avem două pachete identice, Rider-Waite Tarot. Din primul voi extrage energia voastră și îl pregătesc în timp ce vă povestesc. Ne putem referi atât la relații de lungă durată, unele chiar oficializate, dar și la legături care poate au început de curând, relații noi sau vorbim despre posibila cunoaștere a unei persoane, da, în luna februarie. Totodată, poate că vă gândiți la o persoană dragă și nu sunteți încă într-o relație și vă întrebați cum ar decurge legătura dintre voi sau poate sunteți separați, ori chiar despărțiți de persoanele voastre dragi. Ce pot să vă mai spun, dragii mei, este că am pregătit și pachetul persoanei voastre dragi. Trecem la etalare. Aș vrea să vă spun că sunt trei decade pe care le analizez. 1-10 februarie, 11-20 februarie ca și perioade și perioada de după 21 februarie. Și avem, dragii mei, iar am inversat, am rotit pachetele. Și avem, dragii mei, la voi optul de cupe și la cealaltă persoană nebunul. Voi s-ar putea să interacționați, dragi doamne, domn din Pești, cu persoane din Rac, Scorpion, Pești sau cu vărsători. Vă văd pe voi, dornici, să primiți ceva mai bun, meritați mai multă iubire, s-ar putea să vă dați o nouă șansă în relațiile voastre sau să vă doriți o altă relație. Cealaltă persoană pare de asemenea dornică de un început, dar poate chiar veți ajunge să deveniți prieteni, o relație de iubire toxică se transformă într-o prietenie, dar s-ar putea să mergeți împreună la drum, s-ar putea fie cu o persoană nouă, fie cu persoana cu care veți decide că vreți să mai dați o șansă. Și atenție la riscuri, spune această carte, vărsătorul pare să riște. Atenție la riscuri, dar cred eu că puteți hotărâ să mergeți în aceeași direcție împreună. Mergem mai departe, la perioada 11-20 februarie și, dragii mei, văd în primul rând aici Cartea Gemenilor și posibil Geamăn cu Peștii sau posibile persoane din zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Din câte înțeleg eu aici, dragii mei, cu Gemenii, sau cu această carte, Arcana Majoră a Îndrăgostiților, pare că voi treceți ca îndrăgostiți prin niște greutăți pe care le veți învinge cu bine, deci tot ce va fi dificil se va rezolva, sau e o relație trio, da? O relație în care trebuie să faceți o alegere bazată pe moralitate. Treiul de monede tot așa poate arăta un trio. Dacă niciunul din voi nu sunteți căsătoriți cu altcineva sau dacă sunteți într-o căsătorie, posibil, da, aici să găsiți calea să rezolvați niște dificultăți și vreți să faceți acest lucru voi, iar cealaltă persoană își dorește să ieșiți dintr-un blocaj, să vă meargă bine în continuare, poate are probleme financiare sau vrea să îi crească prosperitatea materială. Apoi, dragii mei, văd în perioada de după 21 februarie, văd aici cartea înțelegerilor, a micilor compromisuri.
Peștii s-ar putea să aibă relații cu gemeni balanțe vărsători sau cu taur fecioară capricorn, în timp ce voi, într-un fel sau altul, vă uitați după umăr, parcă aveți un conflict, poate cu o zodie de gemeni balanță vărsător, dar faceți și niște înțelegeri, un fel de compromisuri. Iar regele acesta de monede îmi spune că cealaltă persoană iubește viața, să trăiască bine, să mănânce bine, își dorește stabilitate și siguranță în relații, vine spre voi cu gânduri foarte serioase de căsătorie, de viață îndelungată împreună. Da, este o persoană așezată, o persoană care știe că vă dorește pe voi. Mergem mai departe, să vedem și planul profesional, da? Ce va duce în carieră luna februarie 2024? Ia să vedem, dragii mei. În primul rând, între 1-10 februarie, văd un 8 de monede. Va duce multă siguranță și stabilitate la locul de muncă. Voi lucrați foarte serios, cu foarte multă dedicare, dar și primiți bani, dragii mei, și primiți bunăstare. Pe de altă parte, văd de asemenea un 6 de spade care poate să reprezinte în perioada 11-20 februarie dorința voastră de a încheia o perioadă mai dificilă la locul de muncă. Aici e cineva din gemeni balanță vărsător care vă ajută să mergeți către o perioadă mai liniștită în care, dacă au fost discuții sau conflicte, acestea să se aplatizeze. Dacă au fost niște condiții mai grele, acestea să devină mai bune, mai avantajoase pentru dumneavoastră. Iar după 21 februarie, în carieră, avem un 10 de bâte. Vă veți simți destul de obosiți, dar cu saci în căruță, așa e o vorbă. Adică vorbim de faptul că veți duce la bun sfârșit proiecte importante, veți aduna aceste 10 bâte și puteți primi ajutorul din partea persoanelor din berbec leu săgetător. Eu sper, dragii mei, într-adevăr, să fie o lună foarte, foarte bună din punct de vedere profesional și mai departe merg la planul financiar. Să vedem din perspectiva banilor ce vor cărțile să vă anunțe și luăm tot așa cele 3 decade. Între 1 și 10 februarie 2024 avem asul de cupe. Lucrul acesta este benefic. Asul de cupe arată prosperitate financiară, bani care vin de la raci, scorpion, pești, proiecte noi, poate să fie joburi noi, anumite aspecte, un canal adițional de obținere a veniturilor. Foarte frumos. Între 11 și 20 februarie 2024 am 6 de monede care iar arată echilibru și prosperitate. Trendul vostru este crescător în privința banilor. Banii vin de la taur, fecioară, capricorn. 6 de monede arată că nu numai că primiți bani, dar voi, după ce vă rezolvați propriile probleme, oferiți și la rândul vostru, da? Oferiți și la rândul vostru ajutați și îi ajutați și pe cei în nevoie. Iar a treia decadă, după 21 februarie, văd că vine cu steaua care anunță un vărsător. Banii vin de la vărsător sau speranța, o veste bună, o rezolvare a unor dificultăți pe care voi le aveați și le duceați cu voi, dragi doamne și domni din pești. Simt așa că vedeți o luminiță de la capătul unui tunel. Tunelul acesta cu anumite griji financiare, da, se va mai limpezi situația voastră materială. Banii vin, cum spuneam, de la o persoană din vărsător și am luat și pachetul de tarot aspectat, da, de sănătate și de planul sufletesc. Și primul mesaj între 1 și 10 februarie vorbește, iată, despre un rege de monede care anunță stabilitate și siguranță, anunță sănătate. Relațiile voastre cu taurii, fecioarele, capricornii sunt unele împlinitoare, unele în care nu aveți griji deloc. S-ar putea să vorbiți cu medici foarte buni dacă aveți
discuții cu aceștia, să simțiți că, da, vindecarea vine și rămâne cu voi, cum se spune. Ce mesaj mai avem între 11 și 20 februarie? Avem un 5 de spade. Aici voi parcă negociați cu corpul vostru, cu mintea voastră, dar cu 5-ul de spade încercați să respectați și o dietă, un regim de somn, un regim alimentar, dar mai faceți și anumite concesii. Adică cu 5-ul de spade sunteți de acord să respectați niște reguli, dar nu chiar în totalitate. Vă mai dați voie să greșiți, sunteți mai raționali. Aici s-ar putea să fie o persoană din gemeni balanță vărsător cu care veți negocia să vă meargă mai bine, să mai lase de la ei, să mai ofere ceva, mai oferiți și voi și așa mai departe. Sunteți cei care cumpăniți ca să vă fie bine. Iar după 21 februarie avem Marea Preoteasă. Veți simți multă intuiție. Voi oricum erați intuitivi. Aici este o persoană din Zodia Rac care vă poate ajuta. Marea Preoteasă este o stare frumoasă de intuiție, de cunoștințe deosebite. Văd așa că Marea Preoteasă, în general, spune că puteți afla un secret important, dragii mei, ca oamenii să vină spre voi, să se destăinuiască și să aflați un secret care să vă ajute în legat de sănătatea voastră, de planul sufletesc. Este ca ori voi sunteți acest izvor de înțelepciune, ori veți vorbi cu această persoană din Zodia Rac care vă poate sfătui legat de sănătatea voastră și de echilibrul vostru. Și nu în ultimul rând, dragi doamne și domni din Pești, pentru cei credincioși dintre dumneavoastră, am să extrag și un dar, să vedem și ce arhanghel vine și vă acordă suport, îngrijire și totodată o stare de bine. În primul rând, da, iată, vorbim de nuanțele care vă ridică vibrația, care vă aduc liniște sufletească, care vă ajută în meditațiile pe care le faceți pentru calmare, pentru relaxare. Cartea are numărul 49, poate fi vârsta dumneavoastră, sau 36 ar putea să fie de asemenea. Aici am și intervalul între 4 și 9 februarie sau 13 februarie. Vorbește despre o invincibilitate spirituală, iar arhanghelul care vă dăruiește această rezistență, i-aș spune eu, spirituală, este arhanghelul Mihail. Mihail, în general, ca arhanghel, este cel care stabilește limitele, adevărul, dreptatea, este cel care face regulile, care organizează în general. Da, deci vă va sprijini în aceste direcții. Și ce vă mai spune acest arhanghel Mihail? Spune că vă oferă un discernământ spiritual, o forță a adevărului și o luciditate a spiritului vostru care vă vor fi de mare ajutor în eliminarea tuturor adversităților, indiferent că aveți persoane care în mod fățiș, da, doresc să vă pună în bețe roate sau sunt doar din umbră, dar voi reușiți cu această rugăciune, cu solicitarea suportului din partea arhanghelului Mihail în direcția protecției dumneavoastră. Dar nu uitați să faceți tot ce depinde de voi și astfel să vedeți aspectul pozitiv al acestei situații. Dragii mei, sper că v-a ajutat această etalare și că ați primit mesaje utile. Vă îmbrățișez și vă pup cu drag. Să aveți grijă de voi. Vă doresc o lună februarie deosebită, din nou la mulți ani sărbătoriților din februarie care sunt din Zodia Pești și să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Pa, pa!